În Alba Sfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a resfințit Biserica Parohiei Băncești. Sfântul Lăcaș, închinat Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, și-a serbat cu acest prilej hramul la 80 de ani de când a fost sfințit. În prezența câteva sute de credincioși și în al preasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, însoțit de protopopul de Rădăuți, Petru Lupășteanu Barfă, împreună cu un sobor de 18 preoți și diaconi, au resfințit biserica cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Băncești, comuna Moșenița. Astfel, fiind întocmit de aceste încăperi, preoți intrau totdeauna în cortul cel din tâi, săvârșind slujbele dumnezeiești. În cel de-al doilea însă numai arhiereul odată pe an și nu fără de sânge pe care îl aducea pentru sine. În ziua sărbătorii arhanghelilor Mihail și Gavril, înaltul ierarh a fost întâmpinat la intrarea în satul Băncești de primarul comunei Mușenița Filip Niculaev, cu călăreți îmbrăcați cu costume populare și cu o trăsură cu care s-a mers la biserica satului. Slujba de sfințire și sfânta liturghie oficiată de înalt preasfințitul Pimen, alături de un sobor de preoți și diaconi. Părintele paroh Dorin Puiuleț a primit distinția de iconom stavrofor, iar altor 8 persoane li s-au oferit distinții de vrednicie. La final, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a adresat un cuvânt de învățătură în care a îndemnat oamenii să se ferească de păcatul mândriei în care au căzut îngerii răi. În același timp, înalt preasfințitul Pimen, care este un mare iubitor de lăcașuri sfinte din lemn, a felicitat pe toți enoriașii pentru jertfa depusă, făcând referire la ascultarea față de biserică. Au fost apreciate munca și misiunea pe care părintele paroh Dorin Puiuleț le-a depus de-a lungul timpului. În al preasfințitul Pimen a împărțit anafură la toți credincioșii. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din parohia Băncești a fost ridicată în anul 1931 prin contribuția credincioșilor, maestru fiind Ștefan Melniciuc și Mihai Băncescu Vornic. În ultimii ani s-a rezidit temelia bisericii, care era dărâmată, s-a făcut gard împrejmuitor, s-a acoperit, s-a lambrisat în interior și la exterior și s-a reabilitat casa praznicală. Lăcașul de închinăciune din lemn deservește nevoilor spirituale pentru 37 de familii. Oamenii puțini cu inimă mare din parohia Băncești și-au adus contribuția de reconsolidare și înfrumusețare a Sfântului Locaș. Toate lucrările s-au realizat prin donațiile credincioșilor, majoritatea pensionari, foarte mulți văduvi sau văduve.